trei ani ca și lider și mă bucur foarte mult să văd așa de mulți tineri care sper că vreau ca să laude pe Domnul. Vreau ca să vă spun în câteva minute o scurtă parte din viața mea și m-am născut în Sighet și până la vârsta de 14 ani am frecventat biserica duminică de duminică, chiar dacă mie mi se părea foarte plictisitor, mai ales predicile, care nu le suportam deloc. Dar la vârsta de 14 ani m-am depărtat de biserică, m-am depărtat de tot ceea ce ține de religie și am spus că nu mai vreau să am nimic de-a face cu aceste lucruri. Am început și eu să am anturaje nepotrivite, prieteni nepotriviți, dar a fost un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit în acest loc, în această tabără. Eram și eu o persoană foarte închisă, destul de timid. Nu puteam să vorbesc în fața două, trei persoane. Și am venit în acest loc și chiar la acea masă, cum urcați la cabanele băieților pe stânga, l-am primit și eu pe Iisus Hristos în viața mea. Și acel moment, pentru mine a fost un moment de întoarcere, un moment în care am spus că viața mea s-a schimbat. Tot trecutul meu a fost șters și în acel moment am pornit împreună cu Iisus Hristos. Când am mers înapoi acasă la Sighet, am fost pus pe programul de biserică ca să predic. Și am spus, cum să predic? După câteva timp, după ce m-am întors la Domnul, m-am botezat și am fost pus ca să predic și mă gândeam cum să predic eu că nu pot să vorbesc în fața două, trei persoane și cum să vorbesc în fața unei biserici. Și mi-am pregătit predica, mi-am pregătit tot ceea ce am de vorbit, ceea ce am considerat că Domnul mi-a vorbit și am mers în fața unei biserici de vreo 100 de persoane și am văzut cum Dumnezeu s-a folosit prin mine. Și am rămas mirat și am spus, Doamne, toate acestea au fost doar prin mâna Ta. Am fost pus în fiecare lună la program, la biserică, la predică, la ora de rugăciune și am simțit o chemare din partea lui Dumnezeu. Am simțit că El vrea să mă folosească mai departe, ca să duc cuvântul Lui. Am pus o rugăciune, am pus în fața Domnului și Domnul mi-a vorbit și mi-a spus, uite, asta trebuie să faci tu. Renunț la toate planurile tale și vreau ca să mergi să duci cuvântul meu de mai departe. Și în acel moment am fost așa de bucuros, pentru că am văzut că Dumnezeu are un plan pentru mine. Dar a avut un plan pentru mine pentru că eu l-am primit în viața mea. Mă uit la voi, majoritatea sunt de vârsta mea, de 19 ani, 17, 18, 19 ani. Sunteți tineri. Aveți viața înainte. Sau credeți că aveți înainte. Mulți dintre voi poate aveți un comportament neadecvat sau cum nu este plăcut în fața lui Dumnezeu. Și poate te gândești că dacă mă voi întoarce la Domnul, nu voi mai avea prieteni. Vreau să vă spun că după ce m-am întors la Domnul, Domnul mi-a dat așa de mulți prieteni că nu puteam să vorbesc cu toți. Prieteni care m-au încurajat, prieteni care m-au ajutat ca să merg mai departe prin credință. Până acum câteva zile, în data de 11 iulie, am crezut că doar cei în vârstă merg la Domnul. Și am crezut că fiecare avem viața înainte. Era într-o zi de vineri, când am plecat spre Făget, într-o tabără. O tabără ca și aceasta. Și mi-am luat rămas bun de la o persoană care astăzi nu mai este printre noi. Și mi-a spus, zice, mâine merg cu bicicletele. Merg ca să fac o tură. Și am văzut așa o bucurie în ochii lui și în inima lui că vrea să facă acea excursie. Și am plecat de acasă, mi-am luat rămas bun. Sâmbătă am ajuns la Făget, dimineața, și duminică eram pe băncile bisericii. Și în zona de tabără unde eram eu nu aveam semnal și duminică la biserică mi-am scos telefonul din buzunar
Și când mi-a scos telefonul, am văzut că am 8 mesaje. Și primul mesaj pe care l-am citit era un mesaj de la o persoană care mi-a spus: Florin, condoleanțe, Iuga Mare s-a plecat la Domnul. Și în acel moment mi-am dat seama că viața noastră nu stă în mâna noastră, că stă în mâna Domnului. Și m-am gândit în acel moment: Doamne, de ce mi-ai luat o persoană iubită din familia mea? O persoană care am văzut 19 ani de zile, aproape zi de zi. Și atunci mi-am auzit în mintea mea: Florine, nu doar cei în vârstă merg la Domnul, merg și cei tineri. Și mă gândeam, oare în momentul acela eram eu pregătit, dacă eram în locul lui Marius? Chiar dacă sunt la o școală teologică, chiar dacă studiez Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, oare eram pregătit? Și m-am făcut să conștientizez și să-mi dau seama că viața mea nu stă în mâna mea, ci stă în mâna Domnului. Amin. Și așa cum a spus un frate la mormântarea lui: Domnul te cheamă ca să te cheamă la El, poți să refuzi. Domnul te cheamă ca să fii bun, poți să refuzi. Dar când Domnul te cheamă la moarte, nu mai poți să refuzi. Poate te gândești că ești tânăr, că ai 17, 18, 19 ani. Dar să știi că viața ta nu este în mâna ta, ci este în mâna Domnului. Și chiar dacă trecem prin anumite încercări, prin despărțiri, dacă Domnul face o rană, El o închide. Și dacă El a făcut acest lucru, a făcut-o cu un scop. A făcut-o cu un scop ca și alții să audă Evanghelia lui Dumnezeu. La mormântarea Lui au fost peste 400 de tineri necreștini care în duminicile următoare 15 tineri în jur de 15 tineri au venit în biserică și vin astăzi la tineret. Vin în biserică și laudă pe Dumnezeu. Și am văzut cum Dumnezeu a lucrat în acest lucru. Și m-am gândit ce scump preț poate să fie să iei o persoană pentru mântuirea altora, ca alții să audă Evanghelia. Dar la Dumnezeu nu contează moartea, ci contează mântuirea ta. Și vreau să te gândești bine în această seară. Tu, băiat sau fată, îl ai pe Iisus Hristos în inima ta. Pleci în această tabără cu Iisus Hristos sau pleci singur? Gândește foarte bine la ceea ce am spus. Pentru că nu poți să știi când vei pleca. Poți să pleci în seara aceasta, poți să pleci mâine. Poate drum spre casă, intră o mașină în tine. Poate drum spre casă, se poate întâmpla orice. Și vreau ca să conștientizezi acest lucru. Că trebuie să faci legământ cu Dumnezeu. Și pot să spun că dacă în acest moment vine Domnul să mă ia, sunt pregătit. Pentru că știu că El este în inima mea. Și sunt fericit. Și vreau ca și tu să fii fericit cu Dumnezeu. Vreau să te gândești bine la aceste lucruri. Și vreau ca atunci când Domnul te va chema acasă, sau când Domnul va spune stop vieții tale, să fie un moment de glorie, un moment în care să primești viață veșnică. Amin. Amin.